Salutare copii! Dragi părinți, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alfabetul Sănătății, emisiune în care vom încerca să creștem sănătos împreună cu picii noștri. Suntem în septembrie, luna în care se dă start unui nou sezon școlar. Cam fiecare an, prioritatea numărul 1 pentru părinți a fost să le asigure odraslelor lor strictul necesar, astfel încât aceștia să înceapă noul an de studiu cu cele mai scumpe caiete și, desigur, cele mai stelate haine. De partea cealaltă, însă, psihologii susțin că micuții au nevoie, în primul rând, de o pregătire morală și psihologică pentru a păși cu dreptul pe tărâmul cunoștințelor. Problema pe care o vom dezbate și noi astăzi împreună cu psihologul pentru copii, Ala Lozan, dar și pentru care vom încerca să găsim câteva soluții. Doamna Lozan, bună ziua și bun venit la emisiune! Bună ziua! Sunt onorată să vă am astăzi în ediția inaugurală a emisiunii Alfabetul Sănătății. Dar înainte de a trece la discuția propriu-zisă, aș vrea să urmărim un material despre copiii din clasa 1 realizat la LC-ul teoretic din Capitală, Elena Alistar. Da, cu mare plăcere! Timpul este scurt și niciodată nu trece în favoarea elevilor. Așa s-a întâmplat și cu această vară, care a trecut pe neobservate pentru toți elevii, dar în special pentru picii care abia au pășit în clasa 1. Luna septembrie este sinonim cu venirea la școală, lucru ce s-a întâmplat și pentru acești copii care acum aleargă în spatele meu. Despre cât de greu le-a fost să se adapteze cu noul regim, ne vor spune chiar ei. Eu mă trezesc cu noaptea în cap. E ușor că gardanul meu e greu mereu, dar eu pot duși. Dar dimineața nu e greu să te trezești să vii la școală? E foarte greu pentru mine. Și cum te trezești? Mama mă trezește în fiecare dimineață. Cei mai îngrijorați de noul an școlar au fost, se pare, părinții, pentru care euforia cumpărăturilor de cărți, caiete, ghiozdane și uniforme școlare a stat în topul ocupațiilor principale de pregătire a copilului pentru lumea cunoștințelor. N-aș spune că este foarte greu, adică treptat noi ne adaptăm la condițiile noi. Mi-am luat eu concediu ca să pot să o aduc dimineața, orele se termină la 11:30. Și așteptăm deja să prelungească, adică măcar cel puțin până la ora 2-3. Avem băiețel și s-a adaptat foarte ușor, îi place foarte mult, iubește școala și în fiecare dimineață el mă trezește și spune că vrea la școală. Vreau să vă spun că este prea devreme să vorbim de adaptarea copiilor, dar mulțumit profesoarei. Copilul cu mare satisfacție și cu mare pozitiv merge la școală. Mici, sfioși, nerăbdători și încă puși pe șotii, uneori nu iau în serios nici măcar însărcinările date de doamna învățătoare, gândul lor fiind la pauza mare. Totuși, aceștia nu au ezitat să ne demonstreze talentul lor în materie de pictură, până când singura lor ocupație preferată de la școală. În timp ce încercam să întreținem o discuție cu doamna învățătoare, micuții au profitat de neatenție, iar stăpâna clasei s-a făcut gălăgia, completată de acțiuni firești, copilărești. De vină este faptul că încă nu s-au acomodat, spune doamna Lidia. Deprinderea de a munci și a lucra este. Și vreau să vă zic că părinții i-au pregătit pe copii, vorbindu-le foarte lucruri frumoase despre școală și vreau să vă zic că primul pas care l-au făcut de acum este un pas bun și nu atât de greu. Perioada de adaptare practic durează de la 6 luni și mai mult. Practic la unii copii ajunge până la un an de zile. Ajutorul părinților este foarte necesar, deoarece fără ei copilul multe lucruri trebuie să le înțeleagă și din partea profesorului ce reguli se da și cum trebuie să învețe la școală și din partea părinților dacă acasă se aprofundează și discuția este binevenită de către părinți. Pentru fiecare perioada de adaptare este diferită. Pe cât se pare de neînsemnată pentru mulți părinți, problema adaptării copilului la școală, pe atât de simțite sunt efectele acesteia. De ea, în mare parte, depinde succesul și performanțele pe care le ating copiilor, fapt pe care încă mulți părinți se pare că nu l-au conștientizat. Din materialul vizionat am observat că niciun părinte n-a pomenit precum că ar fi stabilit un regim pentru copilul său sau că ar fi vorbit despre școală, dar fiecare copil sau aproape fiecare ne-a spus că se trezește cu greu dimineața. Dar înainte de a da răspuns la această întrebare, aș vrea să ne spuneți ce înseamnă adaptarea copilului la școală. Adaptarea. Deci, hai să facem puțin o detașare de copil, dar să ne repartăm la noi. Deci, noi
atunci când ne angajăm undeva la un serviciu sau ne merim într-un mediu nou, deci încercăm să cunoaștem mediul, da? Deci încercăm să vedem care sunt regulile care trebuie să fie respectate, da? Care este atitudinea celorlalți din jur, care ar fi corect, știu, modalitatea noastră ca să comunicăm cu alții. Deci până când găsim un echilibru. Deci adaptare eu aș echivala, cum să-și cuvântul, o armonie, da? Un echilibru. Deci atunci când este vorba de adaptare, deci e neapărat dacă vorbim numai din perspectiva cu copilul se adaptează sau nu la școală, deci ar fi o examinare, știi, foarte incompletă, da? Deci noi această problemă trebuie să o examinăm foarte multilateral, fiindcă întotdeauna adaptarea este reciprocă. Deci nu numai copilul se adaptează la școală, ca să ar fi că școala este foarte rigidă, deci cu niște condiții foarte așa destul de suspuse și copilul vine și trebuie să adapteze el la acele condiții. Deci nu e chiar așa situația. Deci reciproc, deci și școala, profesorul, deci ceilalți copii care sunt în jur, da? Deci se raportează la însăși particularitățile lui de vârstă, la particularitățile lui de personalitate, la felul lui de comunicare și atunci, deci acest proces întotdeauna este durează, deci derulează reciproc. Deci, am mai zis că e însă și adaptare, deci este o armonie, deci este o stare de liniște, da? De confort, de, știu, o stare în care sunt sigur în ceea ce fac, cunosc tot ce este bine, deci nu accept. Deci în următorul pas este că să accept ceea ce este acolo, da? Deci ce sunt ca reguli. Și dacă toate acestea se întâmplă, deci înseamnă că eu m-am adaptat. Deci în momentul în care eu simt un disconfort, în momentul în care eu în permanență mă revolt, în momentul în care eu simt că îmi fuge pământul de sub picioare, da? Deci în momentul în care parcă am senzații grea pe ei, suflet, cu ce parcă nu aș fi vrut. Deci același lucru simte și copilul, da? Deci deja vorbim despre ceva care deja copilul nu s-a adaptat sau matur nu s-a adaptat la mediul în care el a nimerit. Dacă vorbim despre cele vizionate, de ce părinții cred că, cumpărând un ghiozdan sau cele mai frumoase caiete, cred că gata și au pregătit copilul pentru școală? Da, e o întrebare foarte interesantă. De ce? Fiindcă, în primul rând, deci, hai să zicem așa, părinții noștri sunt ocupați. Deci ei au alte preocupări și preocuparea numărul unu este cea materială, da? Deci puțin din ei care încearcă să vadă și aspectele psihologice ale acestei probleme. Deci altceva că, deci, într-adevăr, puține cursuri sunt pentru părinți care să instrueze, da? Deci puține sunt, eu știu, acele emisiuni care se vorbească despre acest lucru. Fiindcă ar fi bine, deci, pe parcursul anului să se discute despre această etapă de pregătire a părintelui cu copilul împreună pentru acest proces de adaptare, da? Și evident că părintelui trebuie să-i se aducă această informație. Sau cel puțin să fie, eu știu, sensibilizați spre această informație. Deci, evident că nu este de ajuns doar numai să-i cumpere un ghiozdan, așa cum am văzut în reportaj sau în filmuleț. Sau, eu vreau să spun un lucru, da? Deci, acest proces de adaptare, acest proces de comunicare între copil și părinte este ca atare. Deci, ei discută despre școală. Și foarte mult contează ce spune părintele despre școală. Pur și simplu, el, părintele atunci când comunică despre asta, el nu-și dă seama că astfel îl pregătește de școală. Și sunt părinți, de exemplu, care, știu, lucrează cu copiii, deci le dau ori să citească ceva, ori se ocupă cu lucruri manuale, modelaj, picturi și așa mai departe, da? Deci, într-o oarecare formă, oricum îl pregătește pentru școală. Pur și simplu, nu face legătura cu, uite, anume pentru asta eu l-am pregătit. Deci, e ceva, o pregătire generală pentru viață, pentru alte lucruri care, eu știu, carieră, nu carieră, dar perspective, dezvoltarea copilului și așa mai departe. Dar, într-adevăr, sunt mulți copii, mulți părinți care nu discută cu copiii sau dacă discută, deci interpretează ironat informația și atunci copilul vine cu un anumit montaj la școală. Dar de ce? De ce părinții nu discută cu copiii?
Deci asta, într-adevăr, e o întrebare care poate ar fi o temă de discuție cu părinții. Să vedem și ei, într-adevăr, de ce ei nu discută despre școală. Deci primul motiv pe care îl pun, deci este că nu au timp, nu dispun de timp. Dar orice motiv care nu l-ar pune, vă dați seama că e pur și simplu o raționalizare. Deci, pur și simplu, părintele se apără fără să-și dă seama că, de fapt, cu asta el nu își rezolvă problema, da? Deci, revin la ceea ce am spus anterior, deci este totuși o sarcină a societății noastre pentru ca să-i sensibilizăm pe părinți, da? Deci, fiecare să-și facă partea lui de... Deci, vreau chiar așa să menționez, că cu regret în grădinițe, acum nu sunt în toate grădinițele psihologice, deci încă nu s-a rezolvat această problemă. Deci, multe poate probleme pe care le întâmpinăm noi la școală s-ar rezolva dacă în cazul când deci ministerul, departamentul, deci ar rezolva problema cu cadrele deci anume psihologi în grădinițe, fiindcă copilul deja vine format ca personalitate și atunci și părintele ar fi mai ușor să monitorizeze acest proces de adaptare. Câte tipuri de adaptare avem? Dacă ne referim la tipuri, deci eu aș menționa unele care sunt cele mai importante, deci unul este, deci primul cel mai important este tipul de, eu știu, adaptare sau formă de adaptare socială, da? Deci cea care ține de comunicare interpersonală între copii, deci comunicarea cu profesorul, deci relațiile acestea interpersonale, statutul pe care îl ocupă copilul. Deci sunt niște momente în care fiecare încearcă să se prezinte, fiecare încearcă să își redăie deci emoțiile sale și atitudinile sale, dar nu întotdeauna, știți cum, este adecvată sau... și atunci contează foarte mult acest aspect. Al doilea aspect este să se adapteze copiii la programa școlară. Deci programa școlar din ce în ce tot este mai complicată și sunt comansări de diferite, obiecte, da. Și atunci este aglomerată și activitatea copiilor la școală. Deci, practic, nu prea le rămâne timp pentru ca ei să se ocupe cu jocul. Dar vreau să spun că a doua activitate, una dintre cele mai importante care părinții nu trebuie să uite, deci este jocul copiilor. Deci la aer liber, cu copiii, deci împreună, acolo unde au ei prieteni, în afara școlii și așa mai departe. Deci jocul rămâne cu o activitate foarte importantă pentru copil. Și deci asta este programul școlar și trei ar fi deci la respectarea acelor condiții, reguli care sunt deci uite în școală care sunt respectate, fiindcă îi se schimbă absolut tot programul copilului. Deci dar nu numai copilul se adaptează, se adaptează și maturul. Fiindcă deci vă dați seama, îi se dă peste cap orice program care l-a avut până aici. Deci își se modelează, știu, programul independență de copil și asta ar fi normal să fie așa, da? Și atunci, iată, acestea sunt aspectele cele mai importante care ar fi în procesul de adaptare. Care din tipurile astea pe care le-ați numit dumneavoastră necesită o perioadă mai îndelungată și de ce? Dacă le-am specifica, deci ca să vedem care necesită mai mult perioadă de timp pentru ca să se adapteze, probabil că depinde, deci nu probabil, dar la sigur, depinde de independență de copil, fiindcă un copil care întâmpină dificultăți, de exemplu, în procesul de instruire, deci îi vine mai greu să învețe, atunci pentru asta are nevoie mai mult timp. Deci un copil care are dificultăți de comunicare, atunci pentru asta îi trebuie, știi, ca el mai mult timp să-și ia. Altul care este învățat să nu respecte regulile și face ceea ce vrea ea acasă și era lăsat sau știți cum acum este așa o generație de părinți care deci lasă copilul, îți place asta? Vrei asta? Și atunci copilul spune vreau sau nu vreau? Și atunci el nu are însăși noțiunea, poate e prea dur spus, trebuie, dar sunt niște reguli care trebuie să fie respectate și atunci copilul nu le vede, nu le simte și nu le are în vedere. Și atunci aici este mod de lucru cu copilul. Deci independență de copil. Doamna Lidia Țugui menționase în material că este nevoie de o perioadă chiar și de 6 luni. Oare nu-i de ajuns o săptămână, două, trei? 6 luni, deci hai să zicem, e o perioadă maximă de adaptare. Într-adevăr, deci după 6 luni putem vorbi dacă copilul s-a adaptat sau nu. Însă este un moment în care deja, deci dacă a durat 6 luni și copilul nu s-a adaptat, vă dați seama că el și-a format un anumit lanț de reacții, lanț de comportament și atunci
E prea târziu deja să vorbești că el s-a adaptat sau nu, deci nu s-a adaptat. Deci trebuie până la acest moment noi să vedem dacă copilul s-a adaptat sau nu. Deci hai să zicem așa, dacă, de exemplu, ca să înțelegeți, dar un moment, spre spunem copilul, deci foarte bine la început, a început să lucreze, deci parcă e bine, primele 2-3 luni e ok, pentru că copilul pune căpșorul pe masă și doarme. Deci el este practic obosit. Deci el o zi, două, trei, patru, deci hai presupunem că el poate nu se odihnește ceva sau are un moment în care este un disconfort pentru el, fiziologic sau de altă natură. Dar dacă el se întâmplă mai mult timp, da? Deci hai să spunem chiar și până la o lună. Deci nu o să lăsăm până la 6 luni să vedem dacă el s-a adaptat sau nu. Deja sunt primele simptome. De momentul când vedem, deci poate mai vedem, poate eu știu, nu știu ce acolo. Deci se întâmplă că la 6 luni deja copilul nu mai poate reveni și să fie de cumva prea târziu. Deci dacă un simptom sau un comportament sau o reacție este, se întâmplă pe această perioadă din timp, deja putem să-l numim la sigur, eu știu, un simptom al inadaptării. Dar nu cred că e corect ca să lăsăm pe copil să vedem noi ce o să se întâmple este 6 luni. Da. Aș vrea să ne spuneți care sunt factorii care influențează perioada de adaptare și dacă contează vârsta. Pentru că în clasa în care am mers să realizăm materialul, copiii erau de la 6 și chiar și de 8 ani. Da, la această vârstă este o vârstă foarte interesantă. De ce? Fiindcă aici contează foarte mult diferența asta de 3-6 luni. De exemplu, un copil care are 7 ani, deci se deosebește copilul care are 6 și jumătate. Sau copilul care are 6 ani și altul care are 6 ani și jumătate. Da? Deci diferența este foarte mare. Sau, mai bine zis, dacă comparăm copilul cu sine însuși, deci o să vedem că este o foarte mare diferență între ceea ce a fost la 6 ani și la 6 și 3 luni, spre spunem, da? Cu atât mai mult la 6 și 5 luni. Deci diferența o să fie și mai mare atunci când o să fie de 7 ani. Deci în comparație cu 6 ani a lui care a avut, da? Deci foarte repede progresează unele aspecte și atunci, deci, aceste luni foarte mult contează pentru copil. Deci, dacă copilul vine la 6 ani, deci aici, într-adevăr, sunt aspecte care trebuie să le vorbim, fiindcă copilul de 6 ani mai mult primește personal toate problemele. Deci, el nu vede că aici, de exemplu, dacă a greșit ceva, că este o problemă, ceva că mai trebuie să muncească. Pe când copilul de 7 ani așa gândește. Că el trebuie să mai depună efort și atunci o să reușească. Copilul de 6 ani nu. Deci el o atribuie ca personalitate. Înseamnă că eu nu sunt bun. Deci el încă nu are capacitatea asta de limita. Deci pentru el e complicat acest lucru. Și atunci el mai emoțional primește toate greșelile pe care le face, toate obiecțiile pe care le face. Deci el personal primește toate obiecțiile pe care le are. Deci emoțional încă nu este gata pentru ca să primească toate aceste cerințe. Tot la 6 ani, deci dacă să luăm însă și capacităților de dezvoltare psihologică, a proceselor psihice, cum ar fi gândirea, memoria, atenție și toate acestea, da? Deci atunci, în special aș vrea să mă refer la atenție, deci un copil de 6 ani are un timp mai scurt de concentrare, atenție, da? Deci hai să zicem 10-15 ani. Un copil de 7 ani, deci și perioada aceasta de concentrare atenție e mai mare. Și atunci vă dați seama că copilul care e de 7 ani, deci ar putea să recepționeze cu mult mai multe informații, deci cu mult mai repede să lucreze, cât un copil de 6 ani, care el mai greu recepționează informații, o procesează mai greu. Deci și cu atât mai mult, deci mai des și sustrage atenția. Deci vorbesc ca specific pentru vârste, da? Fiindcă am putea să găsim copii care sunt de 7 ani și aceleași probleme întâmpin ca și cel de 6 ani și-are. Deci este deja vorbim despre particularitățile dezvoltarea copilului. Și invers, putem găsi copii de 6 ani și care se maturizează cu mult mai rapid și atunci ei pot să adapteze mai ușor decât copiii de 7 ani. Dar dacă să luăm în general acest aspect al problemei, deci e caracteristic pentru clasele, pentru vârsta de 6 ani acest lucru. Deci eu aș recomanda părinților să nu prea grăbească evenimentele în momentul când copilul chiar n-a împlinit nici 6 ani. Și cu atât mai mult îi limităm timpul de joc, fiindcă clasa întâie presupune foarte mult lucru, muncă, responsabilitate și practic pentru joc nu le rămâne nimic. Dar copilul de 6 ani încă are nevoie mai mult de joc decât copilul cel de 6 ani.
Deci, dacă e să luăm, deci eu aici vreau să deschid o paranteză și să spunem că sunt maturi care se joacă toată viața. Deci, asta ar fi ca o consecință a faptului că noi limităm copiii încă din micuți, nu le permitem să se joace, fiindcă ei se joacă până în clasa 5-a, chiar și alții și între a 6 și a 7. Deci vin părinții și foarte nedumeriți, păi se joacă cu mașinile, încă se joacă cu păpușile. Dați-i voi să joace. Vreți în maturitate să ajungă și să se joace atunci cu oamenii, ca cu păpușele? Deci el are necesitatea aceasta, el trebuie să o satisfacă. Deci de ce aici copilul care nu a împlinit 6 ani, deci aici atenție trebuie să fie față de tot acest moment, da? Bine, deci... Dar dacă totuși părinții se hotărăsc la 6 ani ca copilul lor să meargă la școală, ar fi bine ca cei de 6 să fie plasați într-o clasă, adică să fie toți de aceeași vârstă și cei de 7-8 în altă clasă? Nu, deci acum, dacă deja este venit la școală, deci lucrul acesta nu se practică și ca și copiii care sunt cu, de exemplu, necesități specifice, care vin într-o clasă obișnuită, cu atât mai mult copiii care sunt de 6-7 anișori, nu este un motiv ca pentru ca ei să fie separați. Deci ei vin obișnuit cu copiii care sunt copii mai mari, fiindcă ei învață de la ei. Da. Doamna Lăzan, unde se termină responsabilitatea părintelui în ceea ce privește adaptarea și unde începe responsabilitatea învățătoarei? Responsabilitatea învățătoare, evident că odată cu începutul claselor a întâia, deci el își asumă responsabilitatea. A părintelui este de la naștere și până la majoritate. Majorat, scuzați-vă rog, da? Deci este un moment în care, aici mai întrebarea aș pune-o puțin altfel, da? De când începem noi pregătirea pentru școală? De când începe eu, totuși părintele să se preocupe de acest moment? Și atunci, evident că se pune întrebarea că ei trebuie să fie preocupat de acest lucru încă de când s-a născut copilul. Fiindcă dacă ne preocupăm acest lucru de la 5 ani și la 6 ani, putem spune că deja e foarte târziu. Deci, personalitatea copilului, capacitățile lui de muncă, deci caracterul lui, deci deja este format. Deci el vine la școală cu toată personalitatea lui deja bine pusă. Și atunci noi încercăm ceva să modificăm atunci, deci este puțin cam alogic și absurd. Da? Deci de aceea preocuparea pentru pregătirea de școală trebuie să fie cu mult mai timpuriu. Care ar fi riscurile neadaptării? Da, riscurile sunt foarte mari. Deci în primul rând copilul manifestă unele... hai să zicem așa, simptome fiziologice. De copii care sunt care nu se adaptează sau un proces de adaptare mai nevoios, deci ar putea să scadă din greutate. Deci ei sunt foarte stresați, de obicei ei sunt foarte nervoși, plâng. Pot să tresare prin somn. Deci până atunci era tot bine, acum început să aibă aceste manifestări. Să scadă pofta de mâncare a copilului, da? Să fie apatic, să... Deci sunt momente care, într-adevăr, părintele trebuie să fie foarte atent la toate aceste lucruri. Și al doilea moment este că, deci, copilul practic ar putea să-și piardă interesul față de activitatea școlară și atunci, chiar dacă are capacități bune, să nu depune efortul necesar pe care este nevoie. Deci ea nu este atât de, sau hai zicem așa, nu trebuie părinții atât de tare să se streseze, să se alarmeze pentru momentul, uite, copilul manifestă careva anumite din aceste, ceea ce am menționat. Deci e important cum, ce atitudine noi luăm și ce facem pentru ca el să depășească acest moment, fiindcă la început orice problemă se poate de rezolvat și orice se poate de depășit. Nu mai trebuie să-ți dorești, să acorzi timpul și să găsești sursa necesară care te-ar putea ajuta ca tu să depășești acest problem. Asta poate fi chiar și un medic specialist, poate fi un logoped, fiindcă mulți copii au problemele acestea. Deci poate fi pedagogul, poate fi directorul de școală, nu în ultimul rând, e psihologul. Da? Deci sunt specialiști care pot să te ajute în acest aspect. Și copilul se decurg foarte ușor acest proces fără să-l mai simt atât de durut, da? Spuneți-ne, ce ar trebui să facă un părinte când copilul vine de la școală și spune eu nu mai vreau să merg, mie nu-mi place la școală, eu vreau să mă joc sau eu vreau înapoi la grădiniță? Deci, într-adevăr, aici este un moment în care părintele trebuie să-și pună întrebarea
multilateral. Fiindcă, în primul rând, deci, el trebuie să-și spună întrebarea, deci unde el ceva, ca părinte, da? Deci n-a luat ceva în considerație, n-a procedat corect. Unde are greșeala pe care el trebuie să o vadă. Deci, ca să poată face o anumită schimbare în un moment. Deci, doi, aici este momentul să se examineze foarte clar care sunt motivele din interiorul școlii. Fiindcă aici, știți cum copilul, de exemplu, poate să aibă un conflict cu cineva din clasă și atunci el spune din cauza conflictului acesta că el nu mai vrea la școală, fiindcă îl tachinează sau alte lucruri, da? Sau el nu poate vrea să, nu vrea să vină la școală fiindcă el nu vrea să depună efort. El a fost învățat cu un alt regim, cu un alt program și acum el pur și simplu pune problema că nu vrea, fiindcă nu-i învățat să depună efort. Sunt, desigur, și problemele mai complicate, cum ar fi, deci, de exemplu, nu găsește limba comună cu profesorul sau nu însușește materialul și atunci lui vine greu, da? Eu am avut o fetiță care, deci nu vroia să vină la școală. Era în a doua jumătate. Pur și simplu așa s-a primit că eu, angajându-mă la școală, deci eu în a doua jumătate m-am aranjat și eu am descoperit fetița, că în a doua jumătate ea nu știa să citească. Deci ea făcea temele pentru acasă, dar așa cum scria temă în clasă, pentru că eu arăta pe tablă cum se scrie temă în clasă, așa își scria și pe acasă. Deci numai că nu scria temă pentru acasă, scria tema în clasă. Și ea făcea mai departe exercițiile ei. Desigur că mama, tata nu avea grijă de ea, deci ea ce putea să facă, putea să facă. Deci, dar asta era că ea încă nu stăpânise citirea. Și atunci ei venea greu și ea, într-adevăr, făcea probleme că ea nu vroia la școală. Deci s-a lucrat cu fata, deci ea a început să citească, i s-a arătat cum să scrie tema, deci fata a început să-și facă temele pentru acasă. Chiar colegii au fost implicați pentru ca să adapteze fata. Și mai mult nu a mai apărut problema aceasta, da? Aici vreau să deschid o paranteză. Oricare n-ar fi problema, deci, iarăși, să găsesc soluții. În cazul când există problema, totuși, în relația interpersonală între el, copil și profesor, deci părinții, deci, reacția emoțională primă ce fac, deci încep să-l critici profesor în fața copilului. Deci, hai să zicem așa, este cazul să-ți dai seama că acest copil are de învățat cu profesorul dat 4 ani. Deci el trebuie să fie autoritate. De momentul ce tu critici și îl, eu știu, manifeste alte atitudini în față de profesor, atunci el, cât de bun ar fi profesorul, deci mai mult nu o să-i acorde atenție. Deci copilul, mă refer la copil, nu o să-l asculte, o să facă totul împotrivă. Deci foarte multe cazuri am întâlnit acest lucru. Deci e cazul să vezi, să discuți cu profesorul, dacă nu-ți place, deci este directorul care rezolvă, psihologul, la urma urmei, deci mă rog, și cea mai extremală situație ar putea să fie schimbat clasa sau școala. Deci în cazul când nu vine întâmpinare profesor. Dar sunt cazuri rare când acest lucru se întâmplă, da? Apropo, spuneți-ne, cum ar trebui părinții să facă față șantajurilor emoționale? Mergi la școală, îți cumpăr telefon mai nou, tabletă? Sau eu mă duc la școală și să mă port bine dacă îmi cumperi sau îmi faci o favoare? Sigur este alegerea părintelui până la urmă să-i facă această favoare sau nu, dar aici vreau să atenționez că favorurile, hai zicem așa, nu se opresc dar numai la o tabletă și atunci odată cu vârsta cresc și cerințele și favorurile, da? Deci asta e pe de o parte, pe de altă parte, deci nu știu dacă acest lucru ar putea să motiveze aspectul material, să motiveze însăși dezvoltarea lui psihologică și intelectuală. Deci e un decalaj în aceste două lucruri. Deci nu se leagă una cu alta. Deci dacă e vorba de dezvoltarea lui intelectuală, atunci ar trebui să fie un stimul tot intelectual. Deci care l-ar face pe el ca el să se promoveze singur pe dânsul, să muncească și așa mai departe. Deci sunt două care nu sunt puse pe cântar egal. Deci asta părintele în primul rând trebuie să conștientizeze. Al doilea moment care este, deci eu vorbesc acum pentru părinții care sunt copii mai mici. Deci acest lucru este un comportament învățat chiar de când copilul este sugar. Deci copiii acum manipulează foarte ușor. Și ei găsesc 1100 sau 100 și 1000 de modalități de a manipula. Deci în momentul când tata și mama cad în plasa acestor manipulări, deci evident că el învață acest comportament. Ce de făcut? 7 ani dacă el a învățat acest comportament, acum așteptăm 7 ani ca el să învețe alt comportament. Deci durează. Și cel mai interesant cât lucrul acesta e foarte durut.
cu plânsete, cu vaicăre, cu chiar câteodată și cu curauă și cu vârguța. Deci e o modalitate absolut incorrectă și totodată e o greșeală a părintului și e inutil să-l pedepsești pe copil pentru ceea ce tu singur ai greșit. Deci și lucrul acesta se întâmplă foarte des. Deci e greșeala părintelui. Că până acum a mers la această manipulare. Și acum când a ajuns în clasa 1 și vede că nu se mai descurcă cu el, îi ia vargă sau curaua. Deci probabil că aici remediu ar fi să-și ia curaua și vârguța se ducă într-o cameruță și singur pe el să... așa, de sus până jos. Deci este un moment în care corect trebuie văzut problema. Și atunci dacă eu văd corect problema, atunci eu asum toată responsabilitatea, îmi asum și curajul ca să pot face mă confrunt cu toate capriciile lui și să nu merg în întâmpinare. Dar vă dați seama ce efort trebuie să depună părintele? Să nu reacționeze, să găsească alte soluții, să discute câtă răbdare trebuiește, da? Deci dacă vede că nu mai are răbdare decât ar striga, eu știu că nu mai știu ce să fac cu tine și tu mă faci pe mine să roșesc sau tu mă enervezi, eu îmi pierd sănătatea cu tine, deci copilul nu poartă nicio vină că tu ai venit în întâmpinare până acum. Iarăși, e problema ta ca părinte, ca matur. Deci pur și simplu te-ai retras. Ai făcut ce ai făcut, te-ai calmat, iarăși ai venit, dar ai revenit la întrebarea care este și insistent lucrezi la problema dată. Deci, poate în jumătate de an, așa cum și procesul de adaptare durează, așa și aici, un comportament se schimbă doar jumătate de an. Deci, maxim. Deci, dacă el manifestă comportamentul care e de dorit și ai depus efortul, măcar 6 luni, atunci ai toate șansele că el se va orienta spre alte, de știu, valori și alte interese. Dacă ar fi să facem o paralelă între statutul de elev și succesul și performanțele pe care trebuie să le atingă, este o paralelă direct sau indirect, proporțională? Deci dacă e să luăm aici, în clasele primare, cu toate că ea rămâne ca o flagel așa, sau nu flagel, dar un feroșu pentru tot parcursul. Deci, ce este statutul? Este un fel de, știu, moment în care se formează anumite atitudini, da? Deci, față de mine se atârnă sau este o atitudine bună, deci atunci mie îmi crește într-un fel prestigiu, statutul meu crește în clasă, da? Cu atât mai mult dacă mai pune pile și profesor. Deci este un elev bun, luați de la el exemplu, ia uitați-vă ce face el, ia uitați-vă, faceți așa ca el și așa mai departe. Cu toate că frazele acestea mai puțin trebuie folosite, fiindcă la vârsta aceasta copilul trebuie comparat cu el însuși. Da? Deci ia exemplu de la tine când ai făcut tu așa. Da? Deci uite, acum tu ai greșit, dar uite aici tu n-ai greșit, înseamnă că tu faci așa cum ai făcut aici. Deci îl compari cu el însuși. De eu de multe ori le spun părinților, deci faceți un tabel al greșelilor, spre spunem, da? Al, eu știu, scăpărilor, al, nu știu cum să le zic, grim. Deci când se verifică o misiune, da? Deci, da. Deci, uite, omiteri, da? De litere, când scrie. Deci, uite, acum tu ai omis, de exemplu, 13 litere când ai scris un text din caiet, din carte, da? Deci, acum tu 10, foarte bravo, cu 3 mai puțin. Pe urmă, el 5 au făcut. Deci, că aceleași tehnici și noi le folosim de încurajare, da? Și atunci el ajunge la mai puțin și la mai puțin, dar dacă îl pedepsim, ce ajungem? La nimic. Deci, dar vorbeam de statut și succes. Desigur că la vârsta asta foarte mult contează acest lucru și fiindcă și noi maturii suntem dependenți de aprecierile altora și de stimuli aceștia afectivi, dar cu atât mai mult copiii. Influențează cumva acești stimuli? Nu întotdeauna copilul care este cu un statut bun în clasă are și o reușită bună. Deci, de aceea nu putem spune că e o corelație directă. Dar totodată el influențează în momentul oarecare, deci acest succes sau insucces. Doamna Lăzan, noi ne apropiem de final, așa că aș vrea să conturăm câteva concluzii. Cine poartă cea mai mare vină în problema adaptării copilului la școală? Și totodată aș vrea să dăm și câteva sfaturi, care cu siguranță le vor fi de folos părinților care acum ne privesc. Nu pot să asum această responsabilitate doar numai profesorului, dar numai sau numai părintelui. Deci, colaborarea între acești doi factori este foarte importantă. Dacă părintele, deci își dă interesul, vine la școală, vede care sunt situațiile, găsește soluții, deci încearcă să rezolve problema, deci fără să asume doar responsabilitatea profesorului, că profesor ceva nu a făcut corect,
Deci, evident că se rezolvă, dar în momentul în care părintele vine și spune că toată responsabilitatea este a profesorului, că ceva n-ai făcut corect sau nu i-a dat temul pentru acasă sau n-ai explicat sau nu știu ce, deci nu se rezolvă problema. Și invers, în momentul în care profesorul dă vina doar mai pe părinte, deci nu ajungem la anumitor comun. Deci colaborarea între acești doi factori este cel mai important. Ce sfaturi dați părinții? Cum ar trebui să-și pregătească copilul pentru un nou an de studiu? Deci, dacă ne referim la etapa de pregătire, atunci ar trebui să mă refer la etapa până la 1 septembrie. Deci, hai să zicem, ultimul an de grădiniță sau, eu știu, dacă este acasă, da? Deci, în cazul acesta, deci, sunt mai multe aspecte care trebuie să le ia în considerație. Deci, că să citească și să scrie nu sunt lucrurile cele mai importante. Dar el trebuie să cunoască literele, fiindcă sunt copii curioși care la 4 ani, de exemplu, cunosc literele, da? Deci să facă niște calcule simple, deci ceea ce ține dezvoltarea aceasta cognitivă. Deci mai mult aș accentua aspectul psihologic, nu de ce e că eu sunt psiholog și trag la turta mea, dar însăși pentru copil este mai important acest lucru. Deci, în primul rând, dacă mă refer la inteligența lui emoțională, maturitatea lui emoțională, atunci m-aș referi la faptul dacă copilul acceptă sau nu niște reguli. Și atunci se referă la niște reguli care se respectă și acasă. Îi se formează un anumit regim care să fie asemănător în ceea ce este la școală. Da? Deci îi se scoală mai dimineață, îi se dă niște caițele să deseneze. Deci îi organizează anumite niște lecții așa asemănătoare cu cele la școală. Da? Deci ar fi să se preocupe de comunicarea lui cu copiii din jur, deci să fie cât mai să-l socializeze, să-l integreze, ca copilul să poată lucra în echipă, să poată lucra în grupuri, să poată, deci, în anumite situații să știe cum să răspundă. Deci, ar fi aici cazul să menționăm și ideea că deci chiar mai mult s-ar accentua, deci, aspectele acestea sociale, da? Fiindcă sau uite, de exemplu, cum este copilul să aibă capacitatea de muncă. Deci, iarăși, ea în familie. Deci, de a-și asuma responsabilități. Deci, unde se asumă responsabilitățile? Din familie. Fiindcă acolo se dau responsabilitățile, da? Deci, putem să-i dăm responsabilități copilului de 4 ani. De exemplu, să ducă, nu știu, deci gunoiul de aici până în partea cealaltă, dar e o responsabilitate pentru ea. Să-și pună încălțămintea la loc. E o problemă, apropo, care, dar totodată ordonează. Deci să-și pună hăinuțele la loc, chiar de micuță. Deci, așa cum poate el, dar să le pună. Deci, dar, uite, sarcinile acestea, da? Să fie ascultător, să se supună, nu că se supună, dar într-un fel, deci să recepționeze informația pe care este dată. Deci, în multe cazuri observăm că cu părinții, cu copilul, primul vorbește cu copilul, dar copilul nici nu ascultă. Și părintele nici nu atrage atenție. Deci el aleargă, sare, deci face ce vrea, dar numai nu. Spune. Îi spune, vină, te rog și uite la mine. Deci eu îți vorbesc acum, înseamnă că tu pe mine trebuie să mă asculți. Deci îl învățăm că el ceea ce spune profesorul primește. Fiindcă și el tot e maturul și el trebuie să primească aceste informații. Și atunci sarcina profesorului, într-adevăr, este în clasele primare. La prima etapă, să-l învețe să muncească și să asculte sarcinile. Deci prim moment care îl spune profesorul, deci la școală ne învățăm să facem ceea ce ne spune profesor. Deci o etapă foarte importantă atunci când se începe această activitate. Deci, dar dacă acum suntem deja la mijloc de septembrie? Nu e târziu. Și atunci se pot multe recupera. Foarte multe. Deci se pot face diferite activități, se poate implica. Iarăși aici este un moment în care copilul în clasa 1 e recomandabil să nu se implice în activități extrașcolare. Pentru că este cel puțin măcar în prima jumătate. Deci că el și așa este aglomerat cu activități. Și atunci îi se oferă alte activități. Mulți întâmpină problemuțe, de exemplu, cu scrisul, da? Deci atunci se dă mai multe activități să facă modelaj, să coase năsturei, să decupeze, să coloreze fără să iasă din contur. Deci sunt niște activități foarte importante pentru copil, la care, practic, nu prea atragem atenție. Sau, de exemplu, ar fi ca să lucreze cu anumite, eu știu, puzzle, dar copiii iubesc acest lucru și le dezvoltă foarte bine atenția. Să, nu știu, îi implice în așa activități în care el să depună mai mult efort, ca să își mărească
timpul acesta de concentrare, atenție, da? Fiindcă ei sunt obișnuiți cu 15 maxim, dar el trebuie să ajungă la 45. Și aici eu își mai spun încă un aspect. Deci, în primul rând, trebuie să-i formeze un regim copilului. Deci, dacă el la școală lucrează 45 minute la școală, la lecție, deci el 45 minute trebuie să lucreze și acasă. Primul face pauză. Dacă el la începutul anului face 30 de minute, 35, atunci el și aici trebuie să fie învățat acest lucru, ca să nu fie decalaj între. Deci, în primul rând, într-al doilea rând, deci, îi se pune un timp cam stabil, deci, la începutul orelor, fiindcă știți cum se primește așa, când vine mama acasă, atunci începe. Mama poate vii la 7, poate vii la 6, dar poate să aibă ceva, o problemă, și atunci copilul este dependent de mama. Deci, uite, este timpul când ne așezăm să facem lecțiile. Faci, cu toate că de la început se așează printre alături și faci lecțiile cu el, fiindcă el încă nu poate citi, multe lucruri nu le poate face. Dar este bine ca să fii stabil. Deci, un program cât de cât respectat, fiindcă noi de la copil cerem program, dar maturul nu respectă. Bă, îți dai seama că părintele nu-i cere de la el acest regim și atunci el mai știe ce trebuie să facă și încotro. Este decalaj foarte mare între cerințele școlii și a părintelui. Aici chiar sunt momente în care de multe ori părintele nu vede rostul unor activități care le dă la școală. De exemplu, să fac un desen, pe baza unui text, de exemplu, da? Da, dar asta îi dezvoltă lui imaginația, dezvoltă lui motorica. Dar părintele poate spune, da, pentru ce îi trebuie și lui asta? Eu nu vreau să fac. Dacă el nu a reușit, eu și trebuie să fac. Nu a reușit. Deci, cu regret, sunt mulți copii, mulți părinți în aceștia care, adică, se uită la chestiile acestea așa mai leger și atunci copilul ia aceeași atitudine. Sau dacă vrea face lecțiile, dacă nu, nu. Deci și așa cazuri avem. Deci trebuie să fie cerințele de la școală să fie cât mai aproape de cele care sunt la școală, acasă. Deci părintele trebuie într-un fel să apropie aceste două medii care câteodată sunt foarte departate. Eu sper că părinții au fost atenți la ceea ce ați spus dumneavoastră și astfel se vor bucura de succesul copilului lor. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Vă reamintesc că am discutat cu psihologul pentru copii Ala Lozan și vă dau întâlnire și data viitoare, tot aici, la Alfabetul Sănătății, emisiune în care învățăm să creștem sănătos împreună cu picii noștri. Toate bune și nu uitați, sănătoși să fiți!